Salut! Sunt Mihai Botez, deputat USR și reprezint județul Vaslui în Parlamentul României. Am început o miniserie de clipuri în care, în fiecare săptămână, încerc să explic o serie de concepte folosite în viața politică. O să las un link în comentarii către primul episod al acestei serii. Episodul trecut am discutat despre democrație și câteva caracteristici generale. Astăzi vom discuta și vom aprofunda subiectul separației puterilor în stat. Ne amintim din episodul trecut că cele trei puteri sunt cea legislativă, executivă și judecătorească. În România, puterea legislativă este exercitată de Parlament. Odată la 4 ani, cetățenii sunt chemați la urne pentru a-și alege reprezentanții pentru Camera Deputaților și Senat, denumiți generic parlamentari. Pe baza unor proceduri, aceștia propun inițiative legislative. Acest lucru înseamnă că fiecare parlamentar care are o idee, atât timp cât este capabil să o transforme într-o inițiativă legislativă, poate face acest lucru. În același timp, parlamentarii sunt cei care dezbat inițiativele. Le amendează, însemnând că, în cursul dezbaterilor, aceștia adaugă propriile idei la inițiativa colegilor și le aprobă sau resping, într-un final, prin votul plenului, adică toți membrii unei camere aflați în ședință publică. Un alt rol important al Parlamentului constă în învestirea guvernului. Partidul sau alianțele de partide care dețin o majoritate a locurilor din Parlament își dau votul de învestire pentru guvern într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. În România, puterea executivă este exercitată în principal de guvern. Aceasta se asigură că legile votate și adoptate de Parlament sunt implementate, dar se asigură și de faptul că legile răspund nevoilor actuale ale societății, guvernul elaborând norme de aplicare prin care poate să adapteze aplicarea unei legi la o situație specială, însă ținând întotdeauna cont de esența legii. Guvernul răspunde în fața Parlamentului. Astfel, un guvern învestit de un Parlament poate fi demis prin intermediul unei moțiuni de cenzură de același Parlament atunci când majoritatea a fost reconfigurată. O altă particularitate este că în România puterea executivă este exercitată și de președinte, acesta având un rol în promulgarea legilor, mai exact în ceea ce privește intrarea lor în vigoare sau reexaminarea lor. De asemenea, președintele României este cel care reprezintă statul în spațiul extern, în organisme precum Consiliul European. Puterea judecătorească este exercitată de sistemul de curți din România și are rolul de a stabili dacă legea este respectată de către cetățeni și dacă ea este aplicată așa cum a fost gândită. Toți răspundem în fața puterii judecătorești. Astfel, un parlamentar, un membru al guvernului sau un cetățean fără funcție politică poate să răspundă în fața unui judecător pentru încălcarea legii. Acest lucru se face pe baza principiului egalității răspunderii în fața legii. Puterea judecătorească nu acționează pe cont propriu. Aceasta se supune și ea legii și interacționează și conlucrează cu celelalte puteri, judecătorii și procurorii răspunzând în fața legii în momentul în care chiar ei o încalcă. Toate puterile au multe atribuții, iar noi nu le putem acoperi pe toate într-o discuție atât de scurtă. Ceea ce este important să reținem însă este că separația puterilor în stat și conlucrarea acestor puteri este esențială pentru o societate care vrea să funcționeze normal. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi și dacă găsiți aceste informații cu folos, vă rog să distribuiți și prietenilor, pentru că am convingerea că un stat puternic este format din cetățeni informați. La revedere!